Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe o vreme extrem de urâtă și ploioasă. Mergem să facem ceva cumpărături la cel mai ieftin magazin din București, se pare, Cocoș, pe care îl vedeți acolo pe fundal și intrăm imediat. Astea, peste tot, sunt 4 lei și 6 sunt 3 lei 50. Deci asta este 47 de lei la Auchan și mi-a zis voi că e 25 de lei, 26 de lei aici. Iar dacă o să cumpăr 3 bucăți, o să dau chiar 24 și o să cumpăr 3 bucăți. Păi cred că iau 2. Poți să mă iau 2. Da, și 10 lei, una aici sunt 12 lei 33. Am 26 lei. Ah. Asta era 9 lei ultima oară când am văzut eu la Auchan asta de la Fino, dar sincer nu cred că îmi trebuie la 6,59 lei, că tot se arde. Și o să iau una mai ieftină, gen așa, 2,59 lei. Foarte bună. Avem și niște caserole de astea. Ne-am oprit și la detergenți și aici avem diferențe considerabile de prețuri. Le-am găsit pe dumnealor de la Sevi produsele mele preferate, cel roșu ca balsam, și avem și trei variante de detergent. Haide, aduți jucăriile în casă. Nu? Ei, am ajuns cu cumpărăturile acasă, ca pentru săraci, așa. Am luat miau miau să fie. M-au ajutat niște vecini drăguți cu cumpărăturile până la ușă. Așteaptă hol. Hello, dragilor. Te pup, Amina. Facem holul imediat, dar așa, pe etape. O să vă spun și de ce am luat atât de mult nisip. Este și pentru Mișa nisip aici. Ăsta am iau-miau ăsta, tofu cu lavandă. La Auchan știți că v-am zis eu că era ultima oară 47 de lei și ceva. Și mi-ați scris voi în comentarii că la Cocoș e 26 și da, este 25,99 sau ceva de genul, dacă iei 3, așa că am luat 3. Am luat 3 și din ăsta, nu știu dacă știți, dar Kitty are și ea două băi. O are pe asta de aici, unde se vede rău de tot nisipul, dacă aș pune de la clasic, s-ar vedea pe gresie și atunci aici folosim de ăsta și aici face doar numărul 1. Zi-mă, Mista Biet, pui rotisat să știi că nu au la Cocoș. Așa, și uite, aici avem niște nisip de la numărul 2, de la Miau Miau. Este schimbat astăzi, să știți. Aici este a doua ei toaletă și văd că a folosit-o deja. Aici avem un dulap făcut pe comandă, special pentru Kitty. Mă rog, aici sus avem încălțăminte. Dulapul ăsta nu aveam cum să-l facem altfel. Aici avem încălțăminte care stă foarte bine așa. Și aici are Kitty gaură de Mickey Mouse. Așa ceva. Acolo stă litiera și aici avem, slavă Domnului, loc să depozităm treburile astea. Pentru că, dacă e mai ieftin, luăm mai mult deodată, nu? Am dus nisipul pe unde era locul, o să duc imediat și hârtia igienică, trebuie să văd ce fac cu dumnealor. Am luat un box de ăsta cu câte or fi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 de pui și 24 de ton. O să-i dăm și Mișei și de aici, probabil că ea cară mai greu. Am luat și hârtie igienică, asta să știți că miroase foarte, foarte, foarte bine și dacă ai grijă să o desfaci cumva astfel încât să stea închisă la capăt, persistă mirosul până se consumă toate cele 16 role cu 3 pliuri care au costat 30 de lei și mi se pare că este foarte, foarte avantajoasă ca preț. Mă rog, ca raport preț-calitate, să știți că exista și hârtie igienică mai ieftină, dar mie chiar mi-a plăcut asta datorită faptului că miroase foarte puternic. Am luat și cafea pentru că la Auchan n-am mai găsit în ultima vreme grande intenso, am luat o cutie de asta, cred că sunt 3. Un box cu 3 cutii. Asta nu mi-e foarte clar cât a costat. Bonul ar trebui să fie și el pe aici, pe undeva prin pungile astea, dar mai aveam o pungă.
Pateurile astea au fost multe și scumpe, că ele sunt un leu mai ieftine fiecare bucățică de asta de pateu, dar totalul pentru toate cele 48 de bucăți, 3,47, 49, 167 de lei și 58 de bani. Am mai avut ceva corecție, hârtia igienică 31,69, am greșit, așternutul igienic, 3 bucăți de 23,99, wow, adică chiar mai ieftin, cred că era 25,99 dacă luai o bucată și dacă am luat 3 au fost 24, astea 3 au fost 71,97, avem focus? Acum avem. Apoi, celălalt, miau miau, la 5 kg, dar sunt 6, 3 bucăți de 10,99, 32 de lei, Nescafe Dolce Gusto, asta n-a fost mai ieftină decât în alte părți, 28 de lei și 99. Am dat ceva pe astea, dar asta e, merit și eu, nu-i așa? Mai avem Pic VC tablete, diverse sortimente, 3 bucăți de 6,69, hai să le vedem. Astea și avem două cu apă violet și una cu apă verde care se duce la Eva. Apoi am luat o grămadă de chestii de astea de la Brev VC Bile. O bucată 12,39 și erau 4 bile dintre astea. O să vi le arăt când le găsesc. Apoi Kleenex lavete cu perforații. Două bucăți de 4,29, 8,58. Apoi Magic Set, 3 lavete antibacteriene, 6,29. Hai să le și căutăm. Ce m-a surprins a fost prețul hârtiei de copt. Două bucăți am luat de 4,59 lei. Astea două, pentru că, nu știu, ultima oară când am fost la Auchan era 8,59 lei de asta de hârtie de copt și am zis, geez, mai bine spăl tava. Adică mi se pare îngrozitor să dai aproape 10 lei pe, nu știu, 10 folii de-astea, 4,50 lei parcă e mai bine. Hai să vedem și gașca de ape, să le pun pe la locurile lor. Apa asta plată, Bucovina, la 5 litri, costă 5,79 lei. Apoi, borse cu apă minerală la 1,5 litri, ale au rămas în mașină, 2,49 sticla. Apoi, apă Bucovina, asta cu arome, am luat cu vișină vibrantă și cu piersică și astea le-am luat pentru ai mei care doar apă plată consumă și atunci am zis să aibă și arome. Și am mai luat și niște Timbark de ăsta, o să căutăm și pentru el prețuri. Aqua Carpatica, plată PET, 12 bucăți la 2,59. A, nu, asta e... Nu mai știu. A, asta la 0,5 litri, asta cu arome, este 2,09 lei. O cutie și am dat o sticlă și am dat 50 de lei și 16 bani pe 24 de baxuri. Aqua Carpatica, nu mai știu. A, aia la 1,5 litri. 0,75, aia pentru sală, care a zis că e în mașină, 2,59 lei. Și care e? Borse. A, apa minerală, 2,49 lei. Hai că le-am amestecat. Un Kinder, ferma vrânceană, piept dezosat fără pui. Un kil 59 a costat 24 de lei și 99 de bani. Mai avem niște mâncare, o să vedem imediat. Și atât cu apele și cu sucurile. Nu știu unde sucurile, cred că au fost pe la jumatea benzii undeva. Că am avut, ce credeți, două coșuri. Dumnealui Timbarcul am luat una cu ananas, una cu vișine și rodie și una cu mere, cred, că au mai puțin zahăr, mi se pare mie, și am luat 3 sticle la 5,29 lei bucata. Astea nu cred că sunt sub 7 lei pe la Auchan și o să le așez pe ele și mergem cu punga asta și cu punga asta să le luăm rând pe rând, că avem o grămadă de mărunțișuri. Până când o să rezolvi toate alea, hrănesc întâi pisica, dungile astea să știți că-s de la Jimmy, că aspir aproape în fiecare zi canapelele acum, sau poate uneori și de două ori pe zi, depinde cât de mult le folosește Kitty. Poftă mare, iubițel! Și dacă tot am hrănit pisica, hai să degust. Este băutura mea preferată de la Alexandrion, să știți că am descoperit-o acum mai bine de un an, Greek Orange. Există și varianta cu cafea, dar mie clar îmi place asta cu portocală. So, cheers to us! Am pus și un pic de ghețucă să intre mai bine, nu că n-ar fi intrat altfel. Foarte, foarte, foarte bun. Recomand. Nu recomand consumul de alcool decât cu moderație. Iar aici avem această situație, punga de la Reserved și punga de la New Yorker. Acum o să vă las așa în suspans cu ce am luat de acolo.
pentru că astea pot să aștepte și vor aștepta până când o să am timp să filmez clip de un haul și traion, iar alea din punga cu alimente sunt perisabile și nu pot să aștepte. Așa că astăzi o să avem haul cocoș și data viitoare o să avem haul New Yorker și Reserve. Știu că sunteți curioși și eu abia aștept să le mai probez odată și să le combin cu hăinuțe de la mine din șifonier, dar n-o să vă las să așteptați chiar așa de mult, promit. Pun și pe dumnealor aici în dulapul de la cealaltă baie. Aici am sub chiuvetă tot felul de chestii, ar trebui să fac un pic de ordine. Am bigudiuri, epilatorul, ceară, bigudiuri, un igienol, aici s-ar putea să am tot niște bigudiuri, aici clar trebuie făcută ceva ordine, acolo am niște detergent, chilit, sanitol, chestii de igienă, dar da, Kitty are nisip pentru vreo, cred că are până la toamnă, să sperăm. Și că tot vorbeam de Miss Kitty, a mâncat și acum ghiciți de ce se spală. Bineînțeles că se spală ca să se mai culce o tură. Ești obosită, mai? Ești? Nu cred. Chiar nu cred. Haide, culcă-te. Nu, nu ne jucăm. Ia, stați să vedeți. Ar fi obosită și s-ar culca un pic. Dar parcă înainte de culcare mergi un pic de joacă, nu? Dar de ce deranjezi totul pe aici? Spune. Așa, îți place să faci totul grămadă, nu? Mhm. Haide, dă-mi voie să mă joc cu tine. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Haide. Haide. Up. Aha. E bine că am avut o păturică aranjată, nu? Ia uitați-vă ce face aici. Mai joacă-te în ordine, măi. Nu deranja pătura. Măcar își deranjează pătura ei, adică nu deranjează tot patul. E cu detentă aici. Aha. Trebuie să o prindă cu tot cu păturică un pic. Asta e jucăria aia făcută de mine. Mă și mir că rezistă atât de bine. Îi făcusem una și Mișei și a Mișei e distrusă de mult. Dar Kitty văd că încă n-a distrus-o de tot. Deși să știți că o mai zboară chestii de-astea din ea. Adică le mai găsesc așa în cutiuța aia de la aspirator. Zi-mă. Hai, culcă-te. Gata, cred că s-a săturat de joacă. Cred că asta a fost tot. Cred că asta a fost tot. Te culci acum? E bine așezată păturica, nu? Da, sigur că este. Hai, somnușor. I-am aranjat un pic păturica și mă duc să-mi iau trepiedul și să vedem restul de cumpărături. Haideți să ne și vedem, deși nu sunt în starea mea cea mai bună, îmi lucește fața cu siguranță că am alergat toată ziua. M-a udat ploaia, dar se usucă foarte repede, că așa, asta în mod surprinzător. Am pierdut bonul, pardon, mă duc să-mi caut și ochelarii totuși, să-i aduc ca să putem să citim mai bine. Este ora 19:24 și deja m-a ajuns oboseala, ochelarii erau aici alături, dar cine să-i vadă? Nici nu știu cum să mă organizez, nu o să am timp să... Din păcate, îmi cer scuze la voi, probabil ar fi mult mai comod pentru voi, adică cu siguranță ar fi mult mai comod pentru voi să afișez prețurile pe aici, pe undeva, dar clar nu voi avea timp să fac asta, pentru că o să trebuiască să mă duc, este 7:30, filmez jumătate de oră sau cât o-i filma, mă duc să le așez la locurile lor, o să fie distracția de pe lume, trebuie să mai răspund la câteva mail-uri pe ziua de azi și... Mâine o luăm de la capăt cu munca, așa că o să ne chinuim așa un pic. Am avut niște Cozel bere premium dark, 3,49 lei, costă o sticlă de 33 de ml acolo. Un Kinder Country care a fost mâncat de Eva. Hai să vedem, ferma vrânceană piept de pui este fix în fund, în fundul pungii, evident că nu v-ați gândit la alte prostii. O să încerc să le scot totuși. Să știți că le-am mai înșirat cât de cât. Așa arată caserola de piept de pui. Este un piept de pui normal. Prețul per kilogram, dacă îl văd, masa netă 809 grame. Nu văd unde este scris prețul pe kilogram. Am luat două sau trei din astea de piept și una de pulpe.
Ambele, mă rog, ambele, și pieptul și pulpele de la ferma Vrânceană, pentru că aveau prețul cel mai bun și nu cred că e vreun pui de asta care să facă ceva mai special. Iar am pierdut bonul, geez. V-am zis că sunt obosit, așa că o să vă rog să mă scuzați. Apoi, Cristin șuncă, curcan, skin, nu știu ce, o bucată 7,69 lei, așa ceva. Pentru dimineața, bonduel porumb. Din astea le-am împărțit deja. Asta, din asta am luat 3 ca să coste mai puțin și au costat 3 bucăți de 5,99 lei, 17,97 lei. Mai departe, Alba Lac la Dorna, zile ușoare, cu mâna prin puncă, 3 bucăți de 9,99 lei. Asta s-ar putea să fie mai scump. E UHT-ul. Știu că ultima oară am dat 7 lei și ceva pe la Dorna, zile ușoare, non-UHT la Oșan. O să mă uit data viitoare. Apoi, mai am avut un foc la un cașcaval feria fumat care e pe undeva prin fundul pungii. O bucată de 150 de grame, 9,89 lei. Bețișoare de urechi pe care nici măcar nu știu să le fi văzut, dar sigur sunt prin fundul pungii și ele, 3,99 lei. O cafea Jacobs de 500 de grame, 23 de lei și 99. Un detergent asevic, că l-am terminat pe cel vechi. Ăsta este pentru rufe colorate și 1,5 litri au costat 14 lei și 19 bani. Să știți că nici măcar, adică inclusiv ăla, Formil de la Lidl, este mai scump de atât. E 16 lei și ceva, dacă nu mă înșel. Pentru o cantitate mai mică, ăsta are 2280 de mililitri. Vedeți că este o cantitate generoasă și mi se pare că are un preț bun și știți că îmi plac detergenții de la Sevi. Un Lenor la 1,7 litri, 17,79 lei. Ăsta s-ar putea să fie tot așa peste tot. Apoi am mai luat niște ton. Am luat și bucăți și fărâmițat din ăsta, pentru că le folosesc pe amândouă deopotrivă. Ăsta fărâmițatul pentru salate, ălălaltul când vrem să facem chestii mai întregi. Ăla fărâmițatul, cred că este în ulei, sunt amândouă. Uite, nici nu știu dacă... Ton bucăți, 5,99 lei, să-l căutăm și pe celălalt, cred că este mai ieftin cel fărâmițat. Păi ăla îl folosesc în tarte, în diverse mâncăruri, că mai fac. Tonul mărunțit 4,25 lei, nu este chiar așa de mare diferența, dar un leu tot se simte așa de-a lungul timpului. Am mai luat o soluție nufăr pentru pete. Știți că v-am mai arătat-o, mi se pare, și m-ați mai întrebat care mi se pare că e cea mai bună soluție de scos pete. Sincer, asta mi se pare că este cea mai bună. Din punctul meu de vedere, asta a fost cea mai eficientă din tot ce am folosit și le-am cam încercat pe toate care mi-au căzut în mână. Asta a costat 12,69 lei pentru 500 de mililitri. Alexandru Hungric Orange, foarte bun, foarte bun. Am savurat un păhărel cu gheață, 43,99 lei, și ultima oară când l-am văzut la Kaufland în Oșan, nu cred că la Kaufland era 50. Am luat niște Scotty Orez Gourmet Red Rice, ăsta roșu, nu știu cât se vede de la voi că e roșu. O să-l vedem în farfurie cât de roșu este. Asta a costat 9,59 lei. Mie îmi plac orezurile astea. Am și unul negru, tot de la Scotty. Îmi place orice tip de orez de la Scotty, dar în ultima vreme am luat ăsta. Am folosit foarte mult timp basmati, dar acum am trecut pe negru, pe roșu, pe de-astea, că am zis să avem coloristică. Avem și mazăre pe undeva, 5,49 lei, 400 de grame. Am luat două caserole termorezistente cu cabac, 12,99 lei. Pe astea le-am filmat și în magazin. Existau astea, așa, să vedem dacă scrie pe aici ce gramaj au dumnealor. Sunt produse în Mogoșoaia, Ilfov, nu-mi dau seama care ar fi gramajul. Am luat așa două pentru că o să fie ok să le pun una peste alta în frigider. Ele sunt cu căpăcel din ăsta. Am căutat la Pepco ultima oară când... le-a ieșit garnitura. Să sperăm că o să stea unde trebuie. Așa. Ultima oară când am fost la Pepco am căutat pentru că și ei aveau așa ceva și
N-am găsit, era una singură rătăcită și voiam măcar două la fel să le pun una peste alta. Știți că vi le arătasem eu, o cumpărasem pe aia de la Lidl, de la Auchan, cu 10 lei și mai aveam una. Bineînțeles că am spart una, au fost două și acum a rămas la loc una. Să sperăm că astea o să fie mai rezistente. Astea sunt dintr-o Ena care o să meargă foarte bine și la cuptorul cu microunde. 12,99 lei au costat fiecare. Deci a costat fiecare din cele două caserole. Am luat o cafea, Don Cafe de cafeinato. Nu știu cât de bună e cafeaua Don Cafe, nu am fost cea mai încântată de ea, dar era singura versiune mai mică de cafea decafeinizată și a costat 10,99 lei, cam mult pentru treaba asta de 100 de grame, dar... Da, nu are voie cofeină și atunci trebuie să bea și el ceva și când nu sunt eu acasă, nu știu cât de bine se descurcă ei să folosească aparatul, așa că am zis să aibă de unde să-și facă și clasică. Am mai avut pe undeva niște prosoape de bucătărie. Dumnealor. Mega roll, două role de 3,49 lei. Amândouă. Adică 3,49 lei amândouă, mama folosește foarte multă hârtie de asta, eu nu prea. Am mai luat niște budincă de la Dr. Oetker, 1,59 lei. Am luat una cu lămâie și una cu aromă de lămâie și una cu aromă de creme brulee. Crezusem eu acolo că e cu vanilie, dar nu contează, pe astea le mai folosesc prin prăjituri sau pe la creme. Dr. Gerard, biscuiți Magic, 900 de grame, 20 de lei. Ăștia am crezut că sunt mai ieftini, nu știu de... nu, am văzut 19,99 lei, dar cred că erau 19,99 lei dacă ai fi cumpărat 3 cutii. E o cantitate generoasă, cât? 900 de grame cu o ceva cremă de vanilie, cred că sunt dumnealor. Tata n-are voie cacao, nici cofeină și atunci am zis să aibă niște biscuiți de ăștia. M-am luat o grămadă de croasante. Am luat așa, toate fără ciocolată și aceste două versiuni de mini croasante, astea cu vișine și double ceva, vanilie și astea cu spumă de șampanie. Astea mini au fost 8,95 lei cutia aia. Și celelalte au fost undeva pe la 1 leu și ceva, 1 leu și 19, astea de la Boromir. Am luat o turtă dulce cu miere, tot de la Boromir e și asta, uite, nici nu văzusem acolo. Turta dulce a costat 3,59 lei. Am luat două săpunuri de la Dove, vă spuneam eu că mie îmi place să-mi fac la duș, folosesc de multe ori, prefer săpunul decât gelurile de duș. Și astea au costat 3,89 lei fiecare. Am luat unul cu cocos și unul cu castraveți sunt ăștia. Nu mai aveam decât la o baie cu... bine, nu știu de ce e desenat cocosul ăsta, că aici scrie milk and jasmine... with coconut milk and, jasmine petal scent, adică cu lapte de cocos și... petale de iasomie, celălalt este cu castravete și ceai verde. Astea îmi plac foarte tare, săpunurile Dove sunt preferatele mele. Am luat două, să am unul pentru la o baie și unul pentru cealaltă baie. L-am pus la una din băi recent pe cel de la Viorica. Știți că am desfăcut în sfârșit cutia aia primită de la ei și e foarte fresh așa mirosul. Nu știu cât de bine hidratează mâinile, dar este bine că nu mi le deshidratează. Am mai luat și niște prăjituriști de astea de la Papi, pe astea nu le știam. Sunt genul celora de la Măgura. N-am avut răbdare să le caut pe alea noi de la Măgura, deși Eva ar fi fost foarte încântată să o vadă pe aia verde. Dar bine, și-a cumpărat și ea cutia Boostbox, deci o să o vadă când și-o desface cutia. Astea au fost 1,79 lei bucata. Am luat o pungă de vată. Mai folosim prin casă pentru dezinfectat chestii. Asta de la Bella a costat 5,29 lei de grame, dar e foarte ușoară. Am mai luat deodorante. Unul bărbătesc Dove Men Sport Active Fresh, care a costat 11,59 lei. Și de la Rexona mai avem unele.
Două am luat. 150 de mililitri. 9,79 lei unul. Nu l-am găsit pe cel nou cu pepene. O să-l mai caut prin celelalte supermarketuri și mi-l iau, că știți că sunt înnebunită după mirosul de pepene. Avem foarte multe alte croasante, dar nu o să vi le arăt pe toate, că în principiu cam același lucru. Un compot de caise de la Yunus, care a costat 6,89 lei. Un oțet, că nu mai aveam deloc oțet. Și am zis să-l iau pe ăsta de la Camis, oțet de mere. Erau mai ieftine sticlele alea mai mici. Sticlele, ambalajele din plastic la un litru. Ăsta are 250 de ml, 8,89 lei, cam scumpișor, dar la cât oțet folosesc eu, mi-ajunge un an de zile, probabil. Avem niște Hochland Almete, ascuns pe undeva. Bine ascuns pe undeva, Hochland Almete. Am luat 3, dar aici avem 2, unul din ăsta cu roșii și busuioc și unul cu verdeață. Să știți că am verificat la casă dacă se aplică reducerea aceea pentru 3 produse în cazul în care sunt diferite produsele și doamna ne-a zis că da, s-a aplicat. Condiția este să fie același brand și să aibă același preț. Deci dacă oricare dintre produsele astea are la raft preț mai mare sau mai mic, nu mai beneficiați de reducerea aia. Am uitat cât costă, nici nu v-am zis, așa-i? 6,49 lei. Acesta fiind preț pentru cei care achiziționează câte 3 bucăți. Am mai luat niște hârtie igienică umedă Biofresh la 4,99 lei. Aceasta am zis să o am la una din băi, mai am una de la Hygienum luată de pe la BBT. La cealaltă din băi am dus-o pe cea de la Seva, dar am zis să o am și pe asta de rezervă pentru că una din ele o să se termine. Am mai luat o făină Boromir, care este 3,19 lei, făină albă pentru pâinică. Nu știu cât este făina asta la Auchan, că n-am stat să mă uit la costul ei când am cumpărat-o, dar e posibil să fie mai scumpă. Am luat o rolă de cașcaval afumat de la Costa, a fost 25,29 lei. Și mai avem pe undeva o, pe dumnea ei, mozzarella gourmet, să știți că e foarte bună mozzarella asta. Acum e mult mai comod de folosit aia rasă, eu pe aia o cumpăr pe cea de la Lidl cel mai des, dar asta să știți că o tai cu bulețe și rămâne așa mai gros stratul de mozzarella și se vede altfel pe mâncărurile pe care le băgăm la cuptor. Am luat 3 bucăți de, de la, nu, de, unde doamne iartă-mă, iar mă uit prost. La smântâna asta de gătit, dar am pierdut rândul, dragilor. N-am pierdut nimic, e bine, Cucina Doro scrie pe asta, dar nu văzusem eu că este de la Delaco. Și pe bon scrie Delaco, nu văd nici acum dacă e de la Delaco sau nu, dar o să-i cred pe cei ce au scris pe bon Delaco Cucina Doro cremă pentru gătit. Este smântâna asta de, pentru gătit, am luat 3 cutii de astea de câte 500 de grame, sunt UHT. De obicei le cumpăr pe alea de 200, că le folosesc o cutie de aia odată, dar am constatat că o cutie de asta, de exemplu, rezistă 10 zile în frigider după ce am desfăcut-o, chiar dacă folosesc jumătate odată, și era mult mai avantajos prețul, adică alea de 200 de grame costau undeva la 6 lei bucata, iar asta de 500 de grame costă 7,75 lei bucata, așa per total ca și cantitate am... Am ieșit mult mai bine și avem acum mulți saci de menaj. Am luat 3 bucăți de Oti, saci menaj de 20 de litri, roșu, 2,19 lei. Iarăși, la tot ce am cantitatea ori 3, prețul este mai mic decât dacă aș fi cumpărat unul singur. O să iau eu unul Eva și unul o să-l dau alor mei. Și l-am rezolvat, apoi m-am luat niște pic granule de astea pentru desfundarea chiuvetelor, nu știu dacă le folosiți sau nu. Eu le folosesc și nu văd viața fără ele, sincer. 2,59 lei una, am cumpărat evident tot 3 bucăți ca să fie mai ieftin. Ieftine, astea desfundă tot ce înseamnă țeavă cu depuneri. Mai avem niște saci menajeri, siesta... Fresh Life, ăștia ar trebui să fie 60 de litri, ăștia i-am luat pentru
Ai mei pentru pubela din curte 1,79 lei, că sigur nu găsesc ei, saci așa de ieftin acolo la țară. Mai avem, cred că aceștia, niște saci, niște pungi de astea de menajere pentru frigider, zic ei, de 2 kg, 5,49 lei. Și mai avem Fino pungi alimentare uz casnic, 3 bucăți de câte 4,99 lei fiecare, ăștia de 1 litru. Și tot la fel m-am gândit, o să-i dau una mamei, una Evei și ne-am rezolvat. Mai avem niște saci menaj negru de 15 bucăți de 35 de litri. Din ăștia se pare că am luat 2 bucăți de 4,09 lei, care sunt pe undeva pe aici cu siguranță. Mai avem folie din asta transparentă. Asta a costat 1,99 lei. Hârtia de copt pe care v-am arătat-o. Un detergent de vase, am luat ăsta de la Pur. Foarte multe sortimente de detergent de vase aveau. Aveau și de la Sevi, aveau Fiorillo, alea pe care le cumpăr eu de la magazinul italian. Dar am ales după miros și ăsta miroase a rodie și smochine. Și mi s-a părut cel mai fresh, așa că l-am ales pe dumnealui. 4,49 lei. Mai avem pe undeva niște pungi de gheață. Acestea, eu pun și pungi de gheață pentru că în, dacă ne adunăm mai mulți la masă, se termină repede, adică din stăvița aia congelatorului, dacă bem odată câte un cocktail sau câte o băutură fiecare, alea se termină și atunci când avem oaspeți prefer să pun și niște pungi din astea. Sau măcar o pungă la frigider, astea au fost 2,09 lei și avem câte 192 de cuburi și avem câte 8 pungi de 24 de cuburi. Deci o să ajungă cât o să ajungă. Am mai luat Magic Set lavete, 3 lavete antibacteriene. Astea sunt așa, astea absorbante. Mama le folosește pe astea, mie nu-mi plac și o să vă spun și de ce. Dacă se usucă, se încovoaie. Și dacă stau prea mult timp umede, încep să prindă miros. Asta e părerea mea. 2,19 lei și am mai luat și două seturi dintre astea de lavete cu perforații. 4,29 lei. Un set de ăsta cu 3 bucăți. Am zis că una mie, una să-i o dau mamei. Și cred că restul vi le-am arătat. Gata, da, atât. Peste 1000 de lei cumpărăturile, dar numai de la nisipul pisicii și de la... Deci dacă scădem, cât avem? 48 de bucăți de... Deci 48 de lei am economisit doar la conservele alea la pateuri. Deci 50 de lei și dacă mai punem și așternutul miau miau, care eu am dat 72 de lei pe 3, iar la Oșan aș fi dat 47 de lei pe 3. Deci de aici avem, doar de aici avem o economie de 100 și ceva de lei. Gata, dragilor, sper să fi fost cât mai coerentă, așa cu toată oboseala. O să închei vlogul aici pentru că aș vrea să-l editez și să-l urc pe YouTube, să-mi iau de-o grijă. Am mai pierdut chestii, mai avem pasta pe care nu v-am arătat-o. Să sperăm că n-am uitat multe mărunțișuri să vă arăt, dar în principiu economia cea mai mare am făcut-o la chestiile pentru Kitty. La detergentul ăsta iarăși, pentru că nu cred că există la 15 lei vreun detergent de 2,5 kg la Auchan sau la alt supermarket, sau dacă există, aș aprecia foarte mult să-mi scrieți și mie. Deci cu siguranță că am economisit 2-300 de lei lejer. La o piață de 1000 și un pic. Eu zic că am făcut o afacere bună, mai ales că magazinul ăsta la Cocoș este aproape de mine, adică am undeva la 900 de metri, un kilometru până la Oșan, unde merg de obicei pe jos, iar până la Cocoș mai am vreun kilometru și un pic, deci undeva până în 2 kilometri, oricum pentru toate cumpărăturile astea, clar trebuia mers cu mașina, că nu cred că le cară nimeni cu spinarea. Și atunci chiar e super lejer.
Nu mă duc prea des, cred că am mai fost undeva înainte de Paște la Cocoș. Da, atunci înainte de Paște când am plecat și la Cucuieți și am făcut tot la fel o piață și pentru aici și pentru Paște și pentru la Cucuieți și pentru înainte și pentru după și am lăsat atunci vreo 700 și ceva de lei. Deci când mă duc, dacă vă duceți acolo, să fiți pregătiți cu bani, pentru că o să fiți tentați să cumpărați și de-aia și de-aia și de-aia altă, pentru că sunt mult mai ieftine. Și chiar dacă banii ăștia i-am dat pe toți odată acum, practic, uite, numai așternutul de pisică 32,71 100 costă 167,270 și cu... Da, deci aproape 300 de lei doar pentru Kitty, dar să știți, doar pentru Kitty și pentru Mișa, mă rog, dar să știți că din astea are vreo 4 luni. Chiar o să fiu atentă, nici nu știu unde să-mi notez când am cumpărat pateurile și când am cumpărat nisipurile, ca să văd cât timp îmi ajung și să știu așa, ok, le-am cumpărat acum. Practic, hai să zicem, pe 1 iulie, că suntem astăzi când filmez eu în 28 iunie, dar nu o să le încep chiar astăzi, pentru că încă mai are azi, mâine și nisip și mâncare. Deci, practic, de pe 1 iulie să vedem cât mi-ajung două d-alea de... Da, mă, despre tine e vorba, vino. Două cutii d-alea de Miau Miau nisip clasic și două cutii de tofu d-ala și 48 de pateuri mâncăcioaso. O să mănânci sufletul, mă. Ai simțit că e vorba despre tine și că mi-au la revedere de la toată lumea și ai venit să saluți? Spune pa! Spune pa! Bye! O să mă duc să-i pun și ei un pateuț, o să mă duc să iau, să pun la locul lor sau să caut loc pentru toată nebunia de aici. Vă mulțumesc frumos ca de fiecare dată că sunteți alături, nu doar că mă urmăriți, că... Acum, faptul că mă urmăriți e foarte flatant, dar faptul că întotdeauna îmi scrieți în mesaje și chestii care mă fac să vă simt aproape, asta e, de fapt, acesta e adevăratul câștig, cel puțin pentru mine, dar și pentru voi, sper. Spune, iubita, ia-ți la revedere, să-ți facem și ție loc să te odihnești un pic aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat, scrieți-mi cum vă bugetați voi cheltuielile astea și cum vă împărțiți bănuții și pe unde găsiți prețuri mai ieftine, că până la urma urmei e foarte important să facem și ceva economie. Vă doresc cumpărături avantajoase pentru voi și să aveți tolba groasă. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa! Zi-mă, pa! Spune! Haide zi! Nu mai mă duc să scarp în pisica și o să trebuiască să văd cum fac să o mai și îndrept un pic, să-i mai îndrept un soarea. Pa. E unde credeți voi că ar fi putut această asistentă să se așeze cel mai confortabil? Deci acolo era fix loc cât să stea ea. Zi-mă, confortabil, nu? Să-ți aduc cărnița? Să mă duc la Auchan, nu să-ți iau una proaspătă. De-aia gătite de mine, de ce nu-ți place? Mi-au și ție. Și haideți și cu citatul zilei, mănâncă atunci când ți-e foame, bea când ți-e sete, dormi când ești obosit. Cred că ar trebui să dorm.